Clădirea în care se află dispensarul medical uman din localitatea Săcălășeni a fost ridicată în anii 70 și de-a lungul deceniilor a fost supusă doar lucrărilor de strictă necesitate. Asta până recent, când administrația locală a găsit resursele necesare modernizării imobilului și a deschis șantier. Numai că muncitorii și-au făcut foarte bine treaba, au finalizat în timp util lucrările și clădirea este cu totul schimbată. A fost o investiție de peste 1.400.000 de roni. O investiție care practic a schimbat fața acestei clădiri. Am avut și partea de cofinanțare, dar sigur partea substanțială a fost pe programul PNDL, pe ordonanța 28 și vă spun că a funcționat chiar extraordinar. Partea de proiectare, partea de diligenție, cheltuielile ineligibile care sunt pe ordonanța 28 au fost partea noastră de cofinanțare. În rest, lucrurile putem să spunem că au decurs aproape perfect. Clădirea a fost adusă la standarde moderne, are încălzire în pardoseală, este învelopată termic și are și panouri fotovoltaice și panouri solare. După vechea structură care s-a păstrat, e vorba de 3 cabinete pentru medici de familie, un cabinet pentru farmacie, adică un spațiu pentru farmacie și un cabinet pentru medic stomatolog care pot să se desfășoare acolo și sigur spațiile aferente necesare pentru va fi avizat din punct de vedere al DSP-urilor și a celelalte instituții care au un punct de vedere de spus în această situație. În maxim 2 săptămâni se va face recepția lucrărilor, după care medicii vor putea reveni în cabinetele lor.